După un start de sezon lamentabil în campionat, unde a adunat doar 4 puncte din 5 meciuri, jucătorii Astrei Giurgiu speră să-și mai spele din păcate cu o calificare în grupele Europa League. Pentru asta, campioana României este obligată să nu piardă în Anglia în returul play-off-ului cu West Ham și să marcheze cel puțin un gol. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, tehnicianul de la Giurgiu îl va arunca în luptă încă din primul minut pe Denis Alibek. Atacantul a revenit cu un gol pentru Astra chiar în turul cu West Ham. Chiar dacă a reușit să-l readucă la echipă pe Constantin Budescu, Marius Șumudică l-ar putea pierde pe principalul său om de gol. Bursa Zvonurilor anunță că patronul Ioan Niculae este tentat să accepte oferta de 1 milion de euro a lui Gigi Becali pentru atacant, în cazul în care Astra va rata calificarea în grupele Europa League. West Ham United Astra Giurgiu se dispută în această seară cu începere de la ora 21:45.